mulțimea naturală este inclusă în mulțimea numerelor raționale. Q. Mulțimea numerelor raționale Q. Copii, când am zis un număr rațional, trebuie să înțelegeți că el are două forme de reprezentare. Ori sub formă de fracții, ori sub formă decimale. Mai facem? Da? Scrie în cuvinte astea. Orice număr rațional, orice număr rațional se reprezintă în una din cele două forme. Da? Se reprezintă sub una din cele două forme. Se reprezintă într-una din cele două forme. Deci, numerele. Orice numerele raționale se reprezintă sub una din cele două forme. Numerele raționale acolată. O primă variantă, numere zecimale. Adică acestea. Și a doua variantă, fracții. Deci, practic, zecimale, e o zecimală care s-a pus într-o fracție, nu? Nu, nu. Un număr care este prezentat în forma aceea zecimală, dar poate fi văzut și sub formă de fracție, da? Că se poate trece de la o formă la alta. Să notăm acum. Trecerea de la o formă la alta. Trecerea de la o formă la alta. Și cazul întâi. Numărul se dă sub formă zecimală. Deci, numărul ni se dă sub formă zecimală. Și zicem, n, numărul n este dat de tipul 7,32. 7,32. Și să scriem sub formă de fracții. 7 plus 32 pe... Nu, 7 plus 3... 7 supra 1 plus 3 supra 10 plus 2 supra 100. Da! Deci este egal cu 7 supra 1, că sunt regii, plus 30, că e acolo prima dată când am împărțit în 10. A, și este pe 100. 2 pe 100. Și este egal cu 732 pe 100. 100, sigur că da. Așa. Și acum facem 700 pe 100. Foarte bine. Plus 30 pe 100. 30 pe 100. 2 pe 100. Este egal cu 732 pe 100. E egal cu 732 pe 100. Și acum la modificăm cu 7. Nu. Deci, el a fost dat sub forma asta și l-am ajuns la fracție. Da, da, și îl împărțim la 2. Și mai simplificăm, da? La 2. Da, patru, sigur că da. Să le împărțim, că sunt 4. Uite că Darea spune chiar la 4. Dar de ce spui tu Darea la 4? 32 se împarte la 4. Așa, ultimele două cifre se împarte la 4. Deci iată că numărul N, să scriem și noi, N egal cu 7,32, este scris de noi ca fiind 732 supra 100. Sper că data viitoare ați înțeles șmecherea. Cu fugi virgula până la capăt, și câte am avut? Dar două? Dar trebuie să te drăgăsată. Da? Da? Fuge virgula la da, capăt. Da, fuge și punem două. Da. Și spunem peste cât am pus. Punem 0 și 0, adică cei 2 de 10 care i-am împărțit. Sigur că da. Da, da. E foarte interesant. Facem și așa desfășurat, da. Dar ne, vede, ne dăm seama. Și acum ce facem? Simplificăm, să o facem da, ireductibilă. Acum facem ireductibilă. Prin 4, da? Dintr-o dată, da. Și ne dă 3. Rest 3, 33. Și ne dă 183. 80. Acolo
Și jos din 25, cred. Da. Mi-a dat... Păi, stai, ok. Haideți să facem, deci, într-o dată, 1, da? Ok, nu, și... Nu, nu, 8 ori, în, 4, 32, 32 și ne rămâne 12. 12 și atunci de 300. 183 supra... Da, supra 25. Supra 25, da? 100 și este o fracție ireductibilă. Hai să vedem asta, nu se mai poate simplifica? Da. Nu. Stați. 3. Nu se mai poate simplifica. 1 și cu 8... Cu 4 nu, nu se poate. Deci nu căutăm. 8 nu, pentru că nu se poate. Dar nu vrea ăsta. Ăsta nu vrea numai prin 5. Da, și prin 2. Și ăsta nu vrea niciun 5. Și dacă nu vor amândoi același lucru, să fie sănătos. Ireductibilă. Da? Este ireductibilă. Sunteți ireductibilă. Așa. Și spune-mă, așa. Am, în felul ăsta am dus fracția asta, am dus numărul ăsta decimal într-o fracție. Eu te-am făcut chestia asta. Numărul se dă sub formă decimală și se scrie și se obține din el fracție. Deci numărul se dă sub formă, așa? Scrie. Deci n, scrie n egal cu 7,32 și egal acest n cu 183 supra 25. Deci am trecut de la număr decimal. Păi și cum o să le dea 9, 7,32? Dacă împărțim pe ăsta, înapoi. Da. Deci facem trecerea inversă. Deci cazul 2. Așa. Cazul 2. N, numărul se dă sub formă formă de fracție. Și-l avem. Da, mă gândeam eu. Nu, egal cu 183 supra 25. Hai să facem împărțirea, să ne dacă ne iasă. 183. Deci, până la urmă, era poate. Ba, nu se poate. Deci nu se poate împărți perfect. A, păi nu! Trebuie să dea cu un rest, ne dea 7,32. Ia să vedem. 183 împărțit la 25 egal cu? Am găsit! Am găsit. 7,32. Deci 7 ori 25 fac 175, nu așa? Rest cât este? 732. Cât este? Cât a dat? 7,32. Să vedem voi, să fac și eu. Nu mi-a dat totul. Hai să vedem rest. 5 din 13. Nu-i bine 175? Da. Deci eu am pus 183 în părțile 25. Și într-o dată, da? Cum să fie într-o dată? Intră de 7 ori. 7 ori 5. Da. 35, 7 ori de 14 și 3, 17. Egal cu 7, adică 7, da, 175, 5,52. Nu, să facem împărțirea, să vedem dacă așa este. 5. Da, 10 minus 5, 5, 5 plus 3, 8. Deci, 8. Da, și... Nimic. Da, și am, numai am ce coborâ până virgulă. 8. Numai am ce coborâ până 0. A 0. Și va intra de... Stați puțin... De 2 ori. 2 ori ar intra. 2 ori 25 fac 50. Rămâne 30. Și ne dă 7,2, nu 7,32. Sau, stai, de 13. Dar mergea de câte ori, mă? Mergea de 3 ori, mă. Așa m-am gândit și eu de 3 ori, da. Păi tu, mă, te-am lăsat să greșesc. Da, mă, dar... Tu ești aici prezent, rămâna așa. Ești la manșă, Davide. Da? 3 ori 25 face cât? 70. Nu, 3 ori 5. Rămâne prostic să zic că merge de 2 ori, pentru că rămânea restul 30. Facem mai mare restul decât împărțitorul. Niciodată. O să poate așa ceva. Rămâne 5. 3 ori 25 rămâne 5. 5. Așa. Și eu o facem mai adăugăm. Iar mai punem 0. 0 și facem 2. Excelent. Deci fracția 183 pe 25 la urmat la da, momentul când facem împărțirea să... Dacă fracția asta până la urmă era reductibilă. Fracția asta 25. A fost... Cum? Este ireductibilă. Da? Este ireductibilă. Și mi-a dat 7,32. Să știi că și dacă împărțeam pe la un moment dat când am făcut o simplificare până undeva și-a rămas și făceam simplificarea tot atâta. Același lucru se întâmpla. Bun. Ce este de înțeles copii?
dacă se dă sub formă zecimală, putem ajunge la fracție. Deci dacă ajungem la fracție, iar dacă se dă sub formă de fracție, ajungem la forma zecimală, 7,32. Da? Deci trecerea dintr-o formă în alta este făcută acum cu ușurință. De la fracție mă duc la cine? La număr decimal și de la număr decimal mă duc la fracție. Ia să mai facem câteva exemple să mă convingeți că ați înțeles foarte bine. Iată, vă dau numărul 35,727. Deci 35 din 30. Credeți că ne păcăliți? Și vreau să scrieți fracția. Ce fracție este egal aici? Este egal cu... Nu, scrie pe cai, domnule. Da. Scrie. Nu, mă, lasă-mă, că se ștergi cu gradiera pe mine. Cât vine deodată? Dacă David ai prins șmecherea, spune deodată. N-aveți voi, domn profesor, lăsați-ne! Vă rog foarte mult. Lasă-mă. Acum, Daria, trebuie să explici și lui David, că David nu știe. Păi da, dar să vedem. Este deja un model pe tablă. Stați calm, că îmi dau seama. Da, sigur. Puteți să vă uitați, ca să mă spun. Stau calm, foarte calm. Asta. Perfect. Îl și simplific. Normal. Da, redus ăla. De ce? Am făcut. Bravo. Cât? Deci 3 pe 1 plus 5 pe 10 plus 7 plus 1. Nu 3 pe 1, 35. 35, toți întregii. Adică pui toate astea. Deci tot ce e la virgulă în față, supra 1. Ai înțeles, David? Da? Da. Deci 35 supra 1. Plus aici mai departe. 7 pe 10. 7 pe 10. Plus 2 pe 100. Da. Plus 7 pe 1000. Bravo. 7 pe 1000, da. Este egal cu... Pe 1000, da, profesor. Da, pe 1000, da, corect. Deci, al doilea... Nu. Pe primul. Primul facem cu 1000. Corect. 100. Al doilea cu 100. Aici cu... Și ultimul cu 10. Așa. Și o să fie... 35 de mii da. Pe 1000. Așa, 35 de mii pe 1000. Plus 700 da. Pe 1000. Pe 1000. Plus 20 pe 1000. Plus 7 pe 1000. Este egal cu... Stai să calculez. Bram. 35.727 pe 1000. 727 pe 1000. Davide, dacă spui cum iese mai rapid deodată când mai ți arunci ochii. Uite-te de aici. Și cum a ajuns el aici? Deodată, fără să mai am dat jos virgula. Am dat jos virgula. Și peste câte am dat-o jos? Peste 3. 1, 2, 3. De ce? Pentru că sunt 3 zero. Și-am pus 3 zero de sub. Mi-am dat și eu acum. Deci când am renunțat la virgulă, ca și mă spun, virgulă e 3 la sfârșit. E ca și cum aș lua cele 3 zero și ne-aș pune după numere și ne-am dat 35,7. Sigur că da. Zicem așa, virgulă e 3 la sfârșit. Și recunoaștem că am mutat-o peste 3 și punem... Da, și unul sunt urmat de atâtea zero ori. Ia să văd dacă deodată îmi spuneți următorul număr. Domn profesor, eu spun profesor. Da. Și eu. Deci, și Cristina a înțeles. 2, 5, 3, 4. 67 de mii. A, mă, nu. 672 de mii, ce este 34? Pe 10 mii. Pe 10 mii, da. Da? Deci este 672 de mii. Ba, noi pe 1000. 530. Am mai pe 10 mii, da, dai pe 10 mii. 1, 2, 3, 4. Pe 10 mii. 2, 3, 4. Da, pe 10 mii. Da. Așa se duce. Si, și si, acum si, o facem ireductibile, să muncim la ea, mă. Da, de ce? Haideți-mă, că suntem... Așa îmi place foarte tare aveți să fac. Aveți o inimă așa de mult. De 27. Da, se împart. Da. Cred că se împart la 3. Ia să vedem prin cât s-a... Pentru că primul se împart la 3. Dar prin 2 mergem.
Dar primul se împarte la 3, domn profesor, și poate și al doilea. Da, și tu să calculezi. Al doilea nu se merge la 3. Suma cifrelor nu se împarte. Lași puțin. 39 prin 2. Se împarte la 3. Știu cât o să dea, domn profesor. Se împarte prin 39. Da, dar nu vrei ăsta jos. La 2. Numai la 2 merge. Hai să zic eu că la 2. La 4. Nu că se merge, că 34 aici. Aici ar merge. Dar 34 nu se împarte la 4. Domn profesor, prin 2 ar fi 3, 6. Deci 3, 6. Deci 3, 6. 2, 6, 7. Adică 336 divizi 267. Mamă, dar îți dă... Pe 500... Pe 500. 5.000, mă scuze. 5.000, da? Pe și 5.000. Se împarte... Nenec! Păi, ireductibilă. Sigur? Da. Vin cu argumente. Trebuie să calculez. Vin cu argumente. Nu se împarte la 3, nu se împarte la 2, nu se împarte la 4, nu la 6, sau la 8. Nici la 10. Dar la 3, 5.000 se împarte la 3? Nu, 5.000 nu se împarte la 3, dar asta e și faza. Am zis că nu se împarte la 3. 5.000 la 1 nu se împarte. Păi, hai la să vedem. La 5.000 se împarte la 5 și la 1.000. Jos ăsta la cine ar vrea să împarte? La 5 și la 1.000. La 5 și la 2. La 5, la 10, la 1.000, dar nu se poate la primul. Dar nu vrea primul, gata. Și nici primul, nu vrea nici prin 5. Amândoi trebuie să fie de acord. Amândoi trebuie să fie de acord. Ia ascultați cum vorbește domnul profesor. Amândoi trebuie să fie de acord. Și numitorul și numărătorul. Altfel n-am făcut nimic, dacă păi, unul vrea și altul nu. Deci eu sunt foarte atent, zic așa, băi, tu prin câți vrei? 2 și 5, ăsta nu vrea nimic. Salut, ireductibil. Nu mai încalcule suma, numărul. Da. Ce? Dacă ăsta nu vrea suma, la, adică la multiplu, de, nu se parte la 3 ăsta, ce sumă mai străduie să văd că la... Nu se cred că ar fi să se uite la cel mai mic întâi? Să se uite la cel la care găsește divizorii cel mai rapid. Până eu am găsit la 2 și la 5 la ăsta. Corect. Vizibil. Și arunc ochii sus și zic, nu vrea ăla la 2 și la 5. Nu-s de acord. Amândoi trebuie să fie de acord. Terminat. Ireductibil. Ireductibilă. Cât de mare și ce urâtă este aici și cum repede tragi concluzia. Domn profesor, să ne ferească, să ne ferească, Doamne, Doamne, să avem de a face cu fracții de astea în calcul. Da, da, da. Da? Că domn profesor, foarte urât. Ne-am gândit eu și cu David, dacă am avea asta un concurs, ne-am gândit. Dar nu văd la concurs. Arrivederci, nici nu făceam. Nu, ne gândim... am mai descoperit un lucru, David. Trebuie să fim foarte convinși că facem orice problemă. Da? Pot. Tot timpul, pot. Este acest lucru care ți-l spui și te angajează foarte mult. Foarte mult. E stare, e stare de bine. Și atunci profesorii de ce zic nu pot? Cine dacă, zic? Profesor care zic că nu pot? Da. Mai auzit tu pe el spunând vreodată că nu pot? Doar pentru mâine putem să mai gândim, dar de putut putem. V-am făcut-o, mă, pe aia. Ați făcut-o pe aia? Da, sigur că și acum știți să ne ziceți într-un limbaj mai... Nu, lăsați, vine, a venit clasa a 7. Da. Lăsați-ne! Băi, dar mâine, mâine când sunteți mai odihniți, vă zice domn profesor într-un limbaj pe înțelesul vostru. Sigur că da. Da. Deci problema nu o punem, nu o lăsăm așa. Exact, de-aia nu v-a plăcut. Că nu era limbajul bun. Interesant, oare cum s-a gândit domn profesor? Doamna aia vorbea moldovenește. Da? Se țărănește. Se țărănește. Bă, gata, ăsta e limbajul prof online. Prof online are un limbaj țărănesc, da? Doamna aia care a scris problema, nu? Da, care a scris-o. Domn profesor este o doamnă care... Pentru că era lene să se ducă până în camera cealaltă ca să ducă culegerea. A zis și a scris ce mai avea memorie, mama, a scris-o, are, a scris dar acum ok, să trebuia să fii da. Și mai inteligent, o corectă. Da, da, acum, domn profesor, a făcut-o pe înțelesul vostru și mâine. Da, asta spun. O să vedeți cum o înțelegeți. Și mâine, domn profesor, poate este mă este domn profesor la mașă. Da. O să mă păcăriți din nou. Mâine e domn profesor la manșă. Ai face spinal, facem sinteza, domn profesor? Da, asta. Ce nu vrei să te o mână, nu mai schide. Ce-am lucrat, da? Am lucrat multe. Am lucrat multe. Frații decimale. Așa te trebuie cât o oră. Cred că asta e, asta e rămâne. Am făcut mulțumesc, raționale. Nu
decimale. Și trecerea dintr-o formă în alta, da? Da. Trecerea dintr-o formă în alta. Frate, și decimale. Ce frumos! Formă. Deci, atâta facem la seminarul domn profesor? Mai fost niște probleme acolo, două care le-am făcut, dar nu ce mai fost, că l-am și uitat. Asta cu kilometrii care l-am făcut-o. Cu numărul acela. Aceea cu rândurile. Cu rândurile a fost o problemă frumoasă. Da, lăsăm asta. Lăsăm așa, da. 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 Acum îl ispita domn profesor. Lui David. La revedere! La revedere!